16 iunie Asemenea unei ploi Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și înveseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie, ca o dinioară. Ioel 2 cu 23 Este adevărat că în vremea sfârșitului, când lucrarea lui Dumnezeu de pe pământ va merge spre încheiere, Eforturile sârguincioase depuse de credincioși consacrați sub călăuzirea Duhului Sfânt vor fi însoțite de deosebite semne ale aprobării divine. Sub simbolul ploii timpurii și târzii, care cade în țările Orientului, la vremea Semănatului și Săcerișului, prorocii evrei au profetizat despre revărsarea Darului Duhului Sfânt asupra Bisericii lui Dumnezeu într-o măsură extraordinară. Revărsarea Duhului Sfânt în zilele Apostolilor a fost începutul ploii timpurii și rezultatele ei au fost minunate. La sfârșitul timpului, Duhul Sfânt trebuie să fie prezent în adevărata Biserică. Dar în preajma încheierii secerișului pământului, este făgăduită o revărsare deosebită a Duhului Sfânt, care va pregăti Biserica pentru venirea Fiului Omului. Această revărsare a Duhului este asemenea revărsării ploii târzii și în vederea acestei noi de puteri, creștinii trebuie să înalțe cererile lor la Domnul Secerișului în timpul ploii târzii. Ploaia care învioarează Le voi face, pe ele și împrejurimile dealului meu, o pricină de binecuvântare. Le voi trimite ploaie la vreme și aceasta va fi o ploaie binecuvântată. Ezechiel 34 26 După cum planta primește razele soarelui, roua și ploaia, tot astfel și noi trebuie să ne deschidem inimile lucrării Duhului Sfânt. Lucrarea aceasta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul Oștirilor. Zaharia 4 6. Dacă vom păstra cugetarea noastră ațintită asupra Domnului Hristos, atunci el va veni la noi, ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. O să ia șase cu trei. Ca soare al neprihănirii, el va răsări asupra noastră având măduirea sub aripile lui. Maliah 4 cu 2 Noi vom înflori atunci asemenea crinului. Domnul ne va face ca grâul și vom înflori ca via. Sprijinindu-ne tot mereu pe Domnul Hristos ca mântuitor al nostru personal, noi vom crește prin el, care este căpetenia noastră în toate lucrurile.